Domnul Sergiu Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult. Eu voi fi foarte succint, dacă îmi permiteți, ca să reușesc să merg, să lucrez, să adoptăm lege în cel mai corupt organ după percepția cetățenilor Republicii Moldova. Cu toate că nu sunt de acord. Și aici când vorbim despre percepție, fie vorbim despre percepția corupției în domeniul justiției, fie în domeniul politicului, sunt de acord cu domnul ministru. Și aici probabil ar trebui să diversificăm puțin indicatorii și mecanismele de elaborare, de scriere acestor sondaje, deoarece cu părere de rău, uneori, așa cum se pune întrebarea și chiar vreau să-i dau dreptate și domnului Țurcan, cum se pune întrebarea, așa și primim răspunsul. Și dacă întrebăm cetățenii cum considerați cine este cel mai corupt organ, cetățeanul va răspunde așa cum aude, așa cum se vorbește în presă, cum se vorbește pe la târg, ce mai spun vecinii. Și asta și este percepția care de multe ori probabil este departe de realitate. Și foarte, foarte bun sondaj a fost ultimul care a făcut o distinție. Când a întrebat cum considerați cine este cel mai corupt, Parlamentul este pe primul loc. Iar când întreabă cetățenii, da, dumneata personal, cu cine vreodată a interacționat, cu ei de admit? Nu, niciun deputat nu a fost menționat, da? ca exemplu. Dar, într-adevăr, apare medicii, polițiștii, apare sistemul educațional. Atunci suntem în fața unui paradox, dragii mei, în fața unui paradox ce ține de sondaje. Și atunci